Ei bine, salutare dragilor și bine v-am regăsit la un nou speed build. De această dată am zis să abordez un nou tip de construcție, însă înainte de toate nu uitați să lăsați și voi un like, bineînțeles aștept și comentariile voastre să-mi spuneți cum vi se pare această construcție, iar dacă sunteți noi pe canalul meu și vă place contentul, nu uitați să vă abonați. Stăteam aseară pe Discord și întrebam ce ar trebui să construiesc eu pentru următorul episod de speed build pentru că n-am mai făcut de ceva timp și printre toate ideile a venit și această idee de a construi o fabrică de bere. Într-adevăr, în joc nu avem chiar toate lucrurile pentru a face această construcție, însă zic eu că a ieșit ceva destul de interesant și o să vedeți în următoarele minute o idee de fabrică, ceva oarecum părăsită, m-am gândit eu, pentru că nu vreau să fie ceva funcțional, mai ales că nu avem în Sims obiecte pentru a face acest lucru, dar zic eu că a ieșit destul de drăguț și chiar vreau să-mi spuneți în comentarii dacă seamănă măcar cel puțin cu o fabrică. Aici m-am gândit eu la cum ar trebui să arate, undeva în partea dreaptă aici veți vedea acest mic garaj sau nu știu cum se spune exact. Practic de aici se încarcă și se descarcă materialele și berea, bineînțeles, după ce este procesată. Și zic eu că a ieșit destul de drăguț. Construcția mi-a luat undeva la vreo 60 de minute ca să o finalizez, însă am mai pus eu pauză pentru a căuta anumite obiecte. Inițial am vrut să pun în acel garaj și mașinile acelea din debugger, dar din păcate nu le-am găsit. Am stat, cred, vreo 10 minute și n-am reușit să le pun acolo în interior. O să vedeți exact când voi ajunge acolo. Iar acum ne ocupăm de partea de exterior. N-a fost ceva foarte complicat, nu trebuia să adaug foarte multe chestii. Într-adevăr, aici la geamuri am vrut eu să dau oarecum un design ceva mai diferit. Am vrut să pun și pe partea aceasta, însă am renunțat și am zis că cel mai bine voi lăsa geamuri doar pe partea din față a clădirii. Și bineînțeles, aici în față trebuia să adaug eu niște lucruri pentru a face puțin, să prindă puțină viață, ca să zic așa, această locație. Și bineînțeles, dacă vreți să o downloadați, o găsiți pe comunitate, nu are custom content. Deci puteți să o utilizați și voi în jocul vostru dacă vreți să vă creați o anumită poveste sau mai știu ce lucruri de genul acesta. Iar în partea aceasta am vrut să adaug eu niște hornuri, ceva special pentru tipul acesta de fabrici. Inițial am ales pe acestea, dar o să vedeți că peste ceva timp am să le modific, am găsit alt model mult mai interesant și aici am adăugat aceste hornuri care mi se pare mie destul de interesante și am zis să le pun pe acestea. Nu știu câți dintre voi ați văzut filmul Willy Wonka și fabrica de ciocolată, tot ceva de genul acesta era, arătau acele hornuri și zic eu că se potrivesc foarte bine. Bineînțeles, aici trebuia să mai adaug niște chestii pe acoperiș, să nu fie foarte simplu. Însă la interior nu sunt foarte multe chestii, după cum ați văzut și în preview, exact când înainte să începem acest clip v-am arătat așa construcția finalizată și n-am adăugat foarte multe chestii pentru că n-am vrut să fie ceva foarte împopoțonat, ci așa o viziune de-a mea cum aș vedea eu o fabrică de genul acesta, chiar dacă nu avem, exact cum a zis, materialele necesare pentru a construi o fabrică de bere, sau poate era un debugger, dar eu nu le-am găsit pentru că acolo e groaznic să găsiți ceva. Exact cum am zis, am stat să caut acea mașină și nu am găsit-o. Și aici am mai adăugat eu acest perete, mi s-a părut destul de interesant că se potrivește cu toată clădirea. Și pe aici am mai pus ceva verdeaț așa, fiind o clădire dezafectată, practic în care nu se mai lucrează, trebuia să ieși oarecum verdeața aceasta. Și dacă mă uit acum bine la acest clip, cred că trebuia să adaug și verdeață ofilită, mă gândesc, nu doar verde, dar oricum se vede bine și aceasta și schimbă oarecum tot vibe-ul acesta. La exterior nu o să adaug foarte multe chestii, dar cât am adăugat zic eu că este destul de ok. Și mi-am dorit tot aici în față inițial să adaug și niște numere, dar nu aveam ceva ce aș fi putut să adaug. Ar fi fost destul de drăguț să pun 1, 2, 3, 4 la ușile acestea, dar din păcate nu am găsit ceva. Și oricum zic eu că arată destul de ok. Aici tot mai încercam eu să caut tot felul de lucruri și cred că exact aici am doream eu să pun acele numere, dar nu le-am găsit. Aici am găsit coloana aceasta sau nu știu cum să-i spun și mi s-a părut destul de interesantă, se vede chiar foarte bine așa pe lângă clădire, îi dă un aspect destul de drăguț și cred că trebuia să pun și în partea de sus, dar da, e ok. Aici am mai vrut să adaug florile astea, dar l-am dat jos că am zis că e prea mult. Bineînțeles, luminile, am pus genul acesta, mi se par perfecte pentru o fabrică și am făcut și pe timp de noapte ca să vedeți exact cum s-ar vedea. Aici m-am chinuit destul de mult la luminile astea pentru că toată clădirea nu era bine proporționată și aici nu-mi stăteau luminile exact cum îmi doream, dar până la urmă le-am lăsat așa și am zis că este ok. În laterale n-am mai adăugat alte lumini și am pus și
ceva și pe exterior și m-am folosit de cele din Star Wars, deci cred că asta este singura chestie pentru acest game pack, în rest nu l-am jucat, dar măcar m-am folosit de aceste obiecte și bineînțeles am adăugat câteva coșuri din acestea mari de gunoi și cred că ne apropiem de interior, am adăugat ceva biciclete aici chiar dacă nu se mai lucrează, am scăpat, poate mai vine cineva măcar în vizită să vadă pe aici și foarte greu mi-a fost să aleg o insignă ceva, un logo și am zis asta că s-ar potrivi, e destul de ok, ar fi fost destul de tare să avem ceva cu o bere, cu o sticlă, dar din păcate nu aveam chestia asta și aici am adăugat eu chestiile acelea la exterior, o să vedeți de ce, pentru că la interior oarecum au o mică legătură și cred că acum ne apropiem de interior, am mai pus și în partea aceasta alte 3 hornuri de genul acesta și se văd chiar foarte bine așa din față, o să vedeți imediat și voi, ia uitați ce drăguț se vede și cred că o să trecem la interior, exact cum a zis, locul pare foarte mare, însă n-am vrut să-l populez să fie ceva foarte imens și m-am gândit eu cumva în partea aceasta să fie office-ul unde intrau, nu știu, cei care aduceau marfă, mă gândeam eu la diverse chestii și era un fel de recepție aici unde stăteau oamenii și primeau tot felul de chestii și am vrut să pun și în partea de sus niște geamuri, dar nu mi-a plăcut și până la urmă am renunțat și le-am pus pe acestea, am zis că se văd mult mai ok, după care o ușă, tot la fel ceva, o ușă dezafectată și interiorul chiar a ieșit foarte fain așa, recepția aceasta, am adăugat practic 2 birouri cu câte un calculator, o mică canapea, ceva flori și cam atât, nu altceva în plus, am să fie totuși și puțin spațiu, am adăugat într-adevăr mai multe plante și veți vedea că se vede chiar foarte ok, am pus și un ceainic așa, ăsta mi s-a părut destul de interesant și trebuia să fie acolo, ce mă enervează, uite, sunt florile alea care intră în interior, nu știu ce naiba au rămas acolo așa, dar asta e, n-avem ce face și am mai pus o floare aici, dar nu-mi plăcea cum se vedea și a trebuit să le unesc ca să se vadă perfect acolo în geam, dacă te uiți din exterior se vede mult mai ok acum că am unit birourile, la fel și culoarea a fost foarte ușor de ales, am pus un parchet drăguț la interior și cam asta ar fi recepția, am mai pus un ceas și ulterior am mai adăugat eu niște chestii pe aici, am pus și o muzică ceva, na, să nu te plictisești, am schimbat lumina și puțin mai în față o să vedeți că am adăugat și ceva care se aseamănă cu băutura măcar, iar aici în locul acesta practic este zona unde se produce berea, am zis o să fie puțin diferit și inițial am vrut să pun 3 una lângă alta, dar nu-mi plăcea că intra în ușe și cumva am ales să pun în partea aceasta și o să vedeți sunt ca 3 tancuri sau ceva de genul acesta de bere, zic eu că se văd destul de ok și îți dă ideea aceasta de fabrică, aici bineînțeles am adăugat niște garduri din acestea despărțitoare pentru siguranță și aici chiar am stat destul de mult să aleg culoarea podelei pentru că nu am găsit ceva care să-mi placă și până la urmă am rămas pe varianta aceasta, uite acum că mă uit în clip, totul pare foarte rapid, adică nu durează atât de mult, dar aseară în timp ce vorbeam cu câțiva dintre voi pe Discord, eu construiam practic această fabrică și am stat să caut aceste culori, dar uite că acum totul merge mult mai repede și sper să vă placă genul acesta de clipuri, am să încerc să fac din ce în ce mai multe speed build-uri, dar ceva diferit, nu doar case, construcții și poate veni și voi cu alte idei, ceva mai interesante să facem, m-am gândit odată să fac și o locație NASA cu o rachetă și lucruri de genul acesta, dar mi s-a părut că ar dura destul de mult și nu știu, mă mai gândesc dacă o să fac și chestia aceasta, iar în partea aceea acolo avem exact cum am zis, garajul, locul unde se descarcă marfa și se încarcă, aici am mai adăugat chestia asta, mi s-a părut destul de drăguță, dar o să o micșorez pentru că era destul de mare și nu-i vedeam rostul și așa am reușit să pun 2 oarecum să umplu acea zonă, aici o gură de aerisire și cred că aici am pus eu tancurile respective în care mă gândeam eu practic se regăsește berea în ele, o să le vedeți imediat, acestea sunt exact cum avem și pe exterior, dar numai că astea sunt puțin mai mari și în astea mă gândeam eu că ar fi berea și am pus aici la fel, dar ulterior veți vedea că am schimbat, am găsit ceva mult mai interesant și zic eu că se vede mult mai bine și tot aici am vrut să pun o chestie cu atenție, ceva, un semn și o să vedeți că l-am găsit într-un final, dar după mai multe căutări bineînțeles am pus extintoarele și astea sunt semnele pe care am vrut eu să le pun oarecum să-ți dea impresia asta că trebuie să fii atent și aici, ia uitați, am găsit chestia asta, mi s-a părut destul de drăguț, am zis o adaug, la fel am zis să pun și un computer în față, oarecum inginerii să poată lucra direct din față de acolo, știți că sunt fabrici în care ai computerul exact în fața locului în care trebuie să se întâmple o anumită acțiune și pe aici am schimbat din nou luminile, am pus exact ce avem și în recepție aceleași lumini, la fel și în partea cealaltă în depozit avem exact aceleași lumini, aici am mai adăugat eu alte lucruri de genul acesta și în birou aici despre acesta este vorba, cele două lucruri, m-am gândit eu că seamănă oarecum cu berea sau ceva cu tăria, șansă că e ok, aici am mai pus o masă și aici tot mai îmi doream să pun ceva, dar nu știam exact ce să pun și aici practic ar fi depozitul, oarecum berea pusă în cutiile
respective. M-am gândit eu oarecum să nu rămână un spațiu foarte gol și trebuia să adaug ceva. Intră acum pe Eneba și profită de cele mai tare reduceri la jocurile preferate, The Sims 4 și multe alte jocuri te așteaptă cu super reduceri în fiecare zi. Toate informațiile le găsești în descriere. Și ne apropiem de final. Eu sper că v-a plăcut această construcție. Am gândit-o exact cum am zis de la început, ca o viziune de cum aș vedea o fabrică, neavând obiecte speciale pentru a face o fabrică de bere, dar zic eu că rezultatul final este destul de ok și chiar vreau să-mi spuneți și voi în comentarii dacă mai vreți clipuri de acest gen. Uitați, ăsta l-am adăugat. Mi se pare că seamănă, e mult mai ok pentru a pune berea în el sau ceva de genul acesta. Așa că, dragii mei, acesta a fost clipul. Eu sper că v-a plăcut și vreți să mai vedeți în continuare genul acesta de construcții. Bineînțeles, vă mulțumesc și pentru episodul de ieri cu familia Dumitrescu. Iar până data viitoare, eu am fost Alex. Toate cele bune. Ciao!